Cu toții căutăm o formulă magică pentru o siluetă fără imperfecțiuni. Specialiștii recomandă un plan alimentar echilibrat, mișcare și proceduri de remodelare corporală. Tehnologia de ultimă generație este o soluție pentru persoanele care își doresc rezultate rapide și sigure chiar și în zonele problematice din care țesutul adipos este greu de eliminat. Persoanele care își doresc să slăbească trebuie să folosească o metodă integrativă, și anume alimentație, sport și proceduri de remodelare corporală. Prin aplicarea corectă a tehnicilor de remodelare corporală se poate slăbi mai mult și mai repede decât doar prin dietă și sport. Specialiștii recomandă eliminarea alimentelor nesănătoase, un plan bine gândit de efort fizic și ședințe combinate de proceduri de slăbit. O astfel de strategie te va ajuta să pierzi kilogramele în plus mai ușor și mai bine proporționat. Există foarte multe persoane care își depozitează sau își fac depozite de grăsime în anumite zone ale corpului și, de foarte multe ori, nici prin alimentație și nici prin sport nu putem scăpa de aceste depozite de grăsimi. Aici intervenim cu procedurile de remodelare corporală, pentru că ele topesc grăsimea din zona respectivă. Organismul, la un moment dat, are nevoie de un impuls, iar acest impuls îl poți găsi doar cu ajutorul remodelării corporale. Conform statisticilor, 86% dintre femei au celulită. În general, apare ușor și se elimină greu, însă tehnologia este de partea noastră. Aparatul utilizează două tehnologii, vacuumul, care vă va ajuta să spargă, să disloce fiecare bucată de celulită creată. Vacuumul este o ventuză, precum aveau bunicii noștri înainte, dacă mai știți, și radiofrecvență, care vă va ajuta la elasticitate și la fermitate. Radiofrecvența este o căldură foarte, foarte plăcută. Este și va rămâne foarte mult timp, de acum încolo, unul dintre cele mai bune aparate de pe piață în lupta aceasta cu celulita. De câte ședințe avem nevoie ca să vedem rezultatele? O persoană cu grad 1 de celulită poate face lejer 5-6 ședințe și să fie mai mult decât mulțumită. Însă, de exemplu, dacă avem o persoană cu gradul 4 de celulită, vorbim de acea celulită care se simte la atingere și este chiar dureroasă, se și vede inestetic, trebuie undeva între 80 ședințe. În schimb, persoanele care luptă cu depozitele mari de grăsime trebuie să se alieze cu altă tehnologie. Acest tratament ajută la slăbirea localizată. Deci aveți 89, iar imediat după prima ședință este probabil să vedeți undeva între 3-4 cm. Aparatul folosește ultrasunete intens focusate care microperforează grăsimea, neafectând structura pielii și nici organismul. Aici jos, unde vedeți că scrie 400, sunt acele microperforații despre care vă vorbeam, iar eu o să stau cu aparatul într-un punct fix pe zona respectivă până cele 400 de microperforații se vor numerota sus. Doare? Nu, nu o să doare deloc. Veți simți o mică căldură. El este un tratament foarte bun, este un tratament pe care îl poți face doar o dată la 30 de zile, fiindcă în această perioadă aceste grăsimi vor fi metabolizate de către organismul nostru și eliminate în mod natural. Primele rezultate sunt vizibile imediat după prima ședință, o scădere de până la 4 cm. Iar în următoarele 30 de zile, în funcție de metabolism, stilul de viață și tipul stratului adipos, se poate ajunge la o scădere de până la 10 cm.